prin ce, ce perioadă astrologică treci tu de ți se întâmplă atâtea? O să te rog să iei microfonul dacă vrei, că am câteva lucruri de vorbit cu tine. Deci, până la urmă, care e relația dintre tine și Marianita? Ce se întâmplă cu voi? Pare că nu mai avem nicio relație. Cine a zis? Marianita. Așa ai decis? Marianita, dar și tu ești orgolioasă și încăpățânată. Noi asta știm. Adică de multe ori zici, gata, gata, gata. Noi vrem să știm totuși. Fiecare dată când încercăm pe locuri banale, că n-am avut o ceasă serios. Asta pe ce a fost? Vor fi materiale, doamna Mirela. Dacă o fată poate accepta un asemenea băiat să se comporte așa cu ea, înseamnă că... Dar ce a mai făcut Laurențiu? Știe foarte bine. Am și eu defectele mele, nici eu nu pot să zic că mă comport extraordinar, dar nu pot să accept, că nu știu să... Spargă în capul meu. Da, Marianita, poate trece și el prin momente mai grele. Gândește-te câtă presiune a fost pe el toată săptămâna asta. Nu contează chestia asta, eu sunt vinovat pentru tot. Se gândește altul. Dacă era mai rece, poate îl înțelegeam, dar aruncând așa cu vorbe și... Laurențiu, trebuie să vorbești puțin mai tare. Ca atunci când te ceri cu Marianita. Da. Sau cu bunica. Acum, e adevărat că v-ați avut și voi o grămadă de impedimente. Și din partea ta, Marianita, a intrat verișoara ta, care ți-a spus că îți recomandă să vii acasă. El, partenerul tău, de atâtea luni de zile. Și logodnicul tău. Ce ar trebui să înțeleagă? Dar el știe că eu îmi doresc să merg acasă. Și cu atât mai mult acum că știu că am susținerea lor. Verișoarele mele, deci, și prietenilor mele. Ea a venit aici pentru verișoarea ei și pentru prietenii. Dar tu știi că eu îmi doresc să merg acasă. Și m-ai susținut și tu la un moment dat. Păi și ce se alege de voi? I-am și zis că în această competiție nu vreau să mai avem nicio relație. Dacă o să fie, o să fie afară. Marianita, cum adică dacă o să fie? Pentru că nu ne înțelegem. Vorbim două zile, în cel mai bun caz două zile. După aia ne certăm și tot așa. Deci o săptămână de zile așa o ținem, zi de zi. Deci tu zici că afară poate, dar nici afară nu e sigur. Tu crezi într-o relație afară dacă aici nu mai este? Da. Crezi? Da. Acum zici așa ca să scapi de el și să pleci tu acasă? Nu, dar poate așa o să-i fie și mai ușor, mă gândesc. Odată ce a ales asta, va face ce vrea cu fețe ei, chiar. Deci are legătură cu Laurențiu și cu modul în care se comportă el? Ce înseamnă asta? Cum se comportă? Vorbește urât. Sunt un pădăran, sunt un țăran, sunt... Nu știu. Așa nu știu să mă comport cu o fată. Mi-a spus că la mine în relație femeia era bărbat, eu eram femeie. Ea țipa în gura mare, măcar dacă mi-a spunea mie personal și aveam o ceartă între noi. Și foarte bine între că te-am rugat de... Toată lumea... Te rog de 5 ori consecutiv, te rog frumos să mă lași și sunt foarte calmă, da. Și tu tot continui și logic încep să țip. Îmi cer scuze, dacă mă duc la ea, să-mi pac și îmi spune să o las și chestii de genul. După aia râde, după aia iar și după aia încep să țipe ca să audă toți. Nu, țip ca să mă lași tu, pentru că nu înțelegi. Mă denigrez, ce vreau să fac chestia asta, nu am înțeles. Dar în fine, nu... Laurențiu, te-ai așteptat?